Și am încercat prin documentul pe care l-am elaborat și l-am trimis partidelor să trag un semnal de alarmă. De ce? Pentru că eu cred că este nevoie de acest lucru și aici dacă îmi permite sper ca uh, jurnalistul uh, și istoricul Ion Cristoiu să urmărească ceea ce spun în această seară pentru că am văzut un editorial scris de domnia sa în care pleca de la următoarea premiză. Care mi se pare că e greșită. Tăricianu a fost de acord, sau mă rog, și iohani s-a propus, să trecem la revizuirea completă a legilor justiției care au fost deja adoptate în parlament și supuse controlului curții constituționale, deci să renunțăm la tot ceea ce s-a făcut bine pentru a se reveni la un autentic stat de drept, la normalitate, la intrarea în legalitatea instituțiilor, și spunea cu regret, acest lucru este practic ceea ce se urmărește. Și eu am să vă spun ceva La discuția pe care am avut-o cu președintele Iohannis I-am spus, domnul președinte, eu am văzut recomandările Comisiei de la Veneția, o parte din ele Deja s-au rezolvat până ordonanța 92 Promovată de guvernul Dăncilă La inițiativa Ministrului Justiției Au mai rămas câteva Sunt de acord, putem să trecem În revistă la nivelul Parlamentului Fiecare recomandare Din raportul Comisiei de la Veneția Dar nu, nu luăm de la început Legea articol cu articol începând cu 303, 304 și 317. Și mi-a zis, da, zice, bineînțeles, ne referim strict la ceea ce este în raportul Comisiei de la Veneția. Deci, dacă există un dialog, și eu asta aș fi vrut, și cu celelalte partide parlamentare, dacă o să mă întrebați că, dacă am, eu știu, speranța că acest dialog poate să fie fructos, să, vă explic. Nu prea am speranțe și vă explic mea și de ce. Dar totuși eu nutresc speranța că un dialog ar putea duce la găsirea unor formule care să ne, cum să vă spun, să închidă această pagină și să putem, apropiindu-ne de preluarea președinției, să facem o altă figură. Eu îmi doresc mai mult de la țara mea, îmi doresc mai mult și vreau mai mult pentru țara mea. În condițiile acestea, cred că președinția României nu va fi un succes. Ceilalți străini se vor bucura pentru că toți Stând de vorbă cu ei, am stat de vorbă cu secretarul general al Comisiei Europene. Fiecare țară are propriile obiective pe agenda următoarelor șase luni pe care vrea să și le promoveze. O să și le promoveze. Și nu mă deranjează acest lucru. Ceea ce mă doare este că noi nu o să profităm în niciun fel. Adică facem un efort logistic, facem un efort administrativ, instituții, consultări. Și la ce ne servește treaba asta? Că s-a desfășurat tehnic în bune condiții, e prea puțin pentru România. Ar fi prea puțin, ar fi regretabil. Deci, spuneam că nu am mari speranțe din partea PNL-ului și a USR-ului. De ce? Pentru că USR-ul am convingerea fermă că este un partid care a fost format de servicii la un anumit moment, cu un anumit scop, de cei care fac, făceau parte din conducerea care în momentul de față nu mai este la, la nivelul SRI-ului, din fosta conducere a sri și bineînțeles că au menirea clară și uh, direcția pentru a se opune restabilirii și revenirii la normalitate și la normele statului de drept, cei de la PNL au fost, uh, într-un anumit moment, li s-a sucit mâna la spate, ce a pățit. Uh, Președintele partidului, domnul Orban, știm foarte bine, și-au devenit un fel de cățeluși care se gudură pe lângă instituțiile de forță și nu, vor să, nu, nu sunt capabili, nu că nu vor, că sunt oameni uh, raționali cu care am discutat în PNL, dar nu există încă masa critică care să aibă curajul și să spună e de ajuns, haideți totuși să uh, începem să gândim. Cu, și să ținem cont de obiectivele noastre, ca partid de opoziție, dar și de obiectivele României, și să mergem mai departe folosind instrumentele democratice ale luptei politice. Nu plângeri la uh, parchet pentru ca să scăpăm de adversarii politici și să ajungem la putere cu mijloacele nedemocratice. Pentru că, în esență, asta, îi spuneam mai devreme, este o luptă uh, furibundă pentru putere într-un stil care a fost instalat, patentat de Băsescu. Băsescu ce a făcut? Aduceți-vă aminte, odată cu uh, câștigarea alegerilor prezidențiale, ce a avut grijă? Primul lucru să facă. Să-și bage adversarii la pușcărie, să, să fie condamnați, să-i bage la pușcărie, începând cu Adriană Stase și alții a încercat la adresa PNL-ului o mișcare de preluare forțată o ostilă, cum se spune în domeniul afacerilor, și să facă o fuziune forțată cu PNL-ul, încercând să înghită PNL-ul. După aia, a luat toate instituțiile la rând, toate instituțiile la rând și a pus controlul asupra lor. Serviciile, procuratura, Curtea Constituțională la un moment dat și aceast, acest stil de a face politică, la ce duce? Păi, evident că în momentul în care se întâmplă alternanța la putere, cei care vin la putere și au suferit toate aceste lucruri pe pielea lor, încearcă să plătească cu aceeași monedă adversarilor care, de data asta, au trecut în opoziție. Cam asta s-a întâmplat în România. Nimeni nu vrea să vadă lucrurile astea și să înțeleagă că dacă mergem mai departe în acest fel, distrugem nu numai democrația, dar distrugem și țara. România va fi în final o țară distrusă. Fără elite politice, fără elite economice, fără elite universitare, fără nimic. Fără nimic. Va fi o țară care va fi la cheremul tuturor. tuturor. Avem această, nu știu, atitudine păguboasă de a merge la Bruxelles, de a reclama, care cred că provine din perioada fanariotă. Nu, nu, nu pot să-mi explic care este uh, uh, orizontul, nu? acest orizont limitat al multora din cei care sunt astăzi lideri uh, politici în partidele reprezentate în Parlament.